cunoscutul doctor neuropat s-a întâlnit cu ploieștenii la o conferință cu teme diverse, având drept moto terapiile conversaționale. Unele dintre subiectele dezbătute se referă la psihic și spiritualitate. Astfel, în cadrul întâlnirii au fost abordate teme precum viața, de ce venim aici și unde plecăm, care este beneficiul iertării și de ce trebuie să iertăm, cum ne trăim viața pentru a ne împlini menirea și cum să ne bucurăm de o bună sănătate a minții și a trupului. Am trecut mai peste toată lume, studiind, cercetând diverse culturi ale lumii, diverse tradiții populare, tradiții specifice a multora din culturile lumii, mai de Asia, de Europa, Sud-America, Nord-America, etc. Și am să vă consultez de ceva despre de ce și de unde am înțeles ceea ce am înțeles și cum pot să justific ceea ce vă spun prin creierea mea. Se vorbește de toate conferințele care sunt pe genul ăsta. Nu fac altceva decât reproduc ce a scris Socrate, ce a scris Homer, ce a scris Einstein, etc. Nu, am să vă spun ce am trăit eu. Doctorul Cristian Răchitan practică o formă de osteopatie total diferită, o nouă ramură în știința medicală, relația dintre cauza și efectul bolilor. De asemenea, unul dintre subiecte a vizat soluțiile neuropate pentru recuperarea post-COVID-19. Acum să ne ducem la ce înseamnă greu? Înseamnă că și atunci greu, când a fost programat să funcționeze, este programat arhitectul, să vedem, acel Dumnezeu, acel creator care a creat viața și omul, a programat de rău să funcționeze masa maximă, maximul parametri de funcționare, care maximalizează funcționalitatea creierului, este să gândim subiectivă. Doctorul neuropat, osteopat Cristian Răchitan este considerat unul dintre primii 5 diagnosticieni ai lumii, câștigându-și renumele în Statele Unite, unde a plecat în urmă cu peste 30 de ani. Trăiește la New York și conferențiază în toată lumea, susținând întâlniri cu publicul și studiind în continuare pentru a ajuta pacienți din toate țările. A cercetat practic multe tipuri de medicină, de la cea convențională la cea ayurvedică, homeopatică, holistică și are un master în nutriție.